Viza de flotant a rezolvat doar parțial problema înscrierii la clasa 0. Urmează etapa a doua, faza pe șpăgi. După tocmeli îndelungate, banul câștigă detașat. Locurile libere se negociază cu directoarea sau secretara școlii, iar părintele trebuie doar să se asigure de grosimea portofelului. Urmăriți un reportaj filmat cu o cameră ascunsă. După primul val de înscrieri, școlile cu pretenții mai au doar câteva locuri libere la clasa pregătitoare. Aproape că le numeri pe degete. Nu e de mirare că părinții râvnesc la ele și că directorii le negociază ca la carte. Eu 5 ani sunt alături de dumneavoastră, orice aveți nevoie, orice are școala nevoie. Sponsorizare. Sponsorizare, da. Deci, da. Orice, numai să mă asigur că e în ăia 10. Dar când poți să vin? Mâine poți să vin? Pot să vin când spuneți dumneavoastră. În a doua etapă de înscrieri, domiciliul nu mai contează, adio viză de flotant, însă contează cât de drăguț este părintele. În România, până și înscrierile la școală se negociază. Acum toată procedura de înscriere se face online în baza de date a Ministerului Educației, însă tot reprezentanții școlii îi rezolvă pe părinți cu actele. Reporterii Observator vă demonstrează cum. Chiar dacă sunt peste 10 înscriși? Păi, da, o să ne dea voie peste, da? Că după aia se întâmplă până în toamnă mulți, alți pleacă afară, da? Noi vrem să avem copii cât mai mulți, da? Da. Că altfel, fără copii nu existăm. Înțeles, mama? Și intrați în panică, până la urmă găsim, adică nu... Nu cred că... La școlile care nu mai au nici măcar un loc liber, nu e momentul potrivit de negociere acum. Dar există o portiță deschisă pentru o altă perioadă. N-au fost cu drag. Tot după lumea asta este rezolvabil. Dar sigur că la 1 septembrie se poate discuta. Inspectorii școlari nu au dorit să comenteze imagini. Etapa de înscrieri a început astăzi și se va încheia peste 2 săptămâni.